ce-am prin lume în păcate. Și am crezut că este bine așa. Nu știam ce înseamnă pocăința, nici că din cerul El ne dă credința. Eram păgân fără de Dumnezeu. Am auzit chemarea ta pe care în repetare rânduri mi-ai făcut. Dacă am respins atunci cu înverșunare și-am vrut să încroiesc singur o cale în lumea aceasta fără de Iisus. Te voi lăuda cu ei de acum întruna, căci vreau ca să primesc și eu cununa ce ai promis-o celor ce te slujesc. Amin.